PSD Suceava susține că prefectura județului Suceava tratează cu unități diferite de măsură reprezentanți de la diferite partide politice. Citez. Organizația județeană PSD Suceava consideră cel puțin ciudată atitudinea unor instituții publice, Agenția Națională de Integritate și instituția prefectului Suceava, atitudine ce, credem noi, poate fi cu ușurință definită printr-o zicere românească. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Cum este posibil ca o instituție publică să abordeze cu unități diferite de măsură o situație identică de administrație publică locală? Se întreabă socialdemocrații printr-un comunicat de presă. Reprezentanții PSD arată că primarul socialdemocrat al comunei Forăști, Brăduț Avrămia, a fost demis la 7 zile după decizia din 21 octombrie a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cum se explică faptul că într-o situație similară, cea în care se află primarul PNL al comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, nu avem încă niciun semn de manifestare a celor două instituții, deși, pe data de 10 noiembrie, în mod similar, Înalta Curte de Casație și Justiție respinge recursul formulat tot asupra unui conflict de interese semnalat de ani. Aceste întrebări atrag în mod evident și alte semne de întrebare asupra echidistanței instituțiilor publice desemnate să organizeze alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, se arată într-un comunicat de presă semnat de purtătorul de cuvânt al PSD Suceava, Alexandru Rădulescu.